Pentru prima oară ne vedem într-un cadru cu atât de multă lumină. După club sau înainte? Da, nu. Nu, eu știam că există eu o tehnică. Direct, dacă există. Sau în club. Vreau să-l folosim pe Cătălin drept copai. Folosiți-mă chiar și experimental, dacă e. Până la urmă, eu am început cu cele 10.000 de paciente. Nu știu acum câți pacienți au fost care să ceară așa ceva. Nu este un tratament foarte răspândit, nici la mine în clinică, să nu-ți închipui. Asta că am la ușa cabinetului. Noi funcționăm 10 bărbați pe zi care stau nerăbdători. Noi funcționăm cu ce ne-a dat Dumnezeu, adică nu avem nevoie de îmbunătățiri. Da. Poftim? Zic, noi funcționăm cu ce ne-a dat Dumnezeu, nu avem nevoie de îmbunătățiri. Asta nu știu, vă știți. Eu sunt aici. Dumnezeu m-a lăsat pentru altă dată, că era ocupat. Deci nu sunt foarte mulți care știu. Dar cum e tehnica? Cu grăsime, cu ce? Să știi că am încercat toate substanțele posibile pentru a satisface bărbații. Pentru a obține o creștere a grosimii penisului și nu prea m-a încântat absolut nimic, fiindcă cea mai sănătoasă, cea mai naturală metodă este cea cu grăsime proprie. Exact. Pe de-aia m-am și gândit, dacă fetele apelează la grăsime în plus, se poate lua. Ți-am zis să nu slăbești, fraiere. Na, că acum n-ai șanse nici la... Hai, mă, că iau de la micuțu. Nu poți. Nu poți să iau de la... Nu, că nu o tolerează. Nu, dar micuțul poate să-și pună. Corect. Da. Am început așa pentru că suntem trei golane. Dar vă rog, de ce am început? Hai să continuăm. Da, și, deci cu grăsime este cea mai... E cea mai naturală și cea mai sănătoasă, cum ar fi. Este, are cele mai puține reacții adverse, fiindcă folosim propria noastră... Propriul corp. Dar teoretic substanță. Se duce, nu? Adică se absoarbe, doar nu? Că, fiind o zonă extrem de mobilă și vascularizată, grăsimea se resoarbe. Foarte repede, da. De tot aproape. Adică rămâne cam 20% din cantitatea injectată, plus chinul, plus morbiditatea ulterioară după operație. Adică e destul de neplăcut. Și am o metodă permanentă, ingredientul este secret, care o fac încetul cu încetul, în mai multe ședințe, și rezultatele sunt foarte bune. Na. Dar, atenție, nu este un tratament potrivit pentru oricine. Dacă există disfuncții sexuale sau erectile sau alte probleme de natură, normal, degeaba intervii genitală sau sexuală, nu este voie să-ți faci absolut nimic. Plus trebuie să fii un om sănătos mental ca să apelezi la aceste proceduri. E deja căsătorit. Fiindcă de obicei vin cu nevestele de mână. Da. Am avut un pacient care l-a adus mama. Asta e bine, de obicei. Cei care vin cu nevestele de mână încă mai au o șansă. Ce confortabil mă simțeam. Mama. Nu, dar mă gândesc că cei care vin cu nevestele de mână încă au o șansă. Sunt multe neveste care pleacă de la ei din mâna lor. Dar, și să duc în alte mâini. Da, nu este un tratament care îmi place să-l fac, să-mi sincer. Selecționez foarte atent pacienții. Poate accept unul din 10-20 care vin să-și facă. Dar cei care își fac chiar au nevoie sau sunt și închipuiți de ăștia? Păi, majoritatea pacienților care își fac nu au nevoie, fiindcă vor, nu știu... Că ăsta mi se pare că e un motiv să renunț. Fiecare vrea să fie puțin mai frumos. Da, nu vrei adevărat. Să ai mai puține riduri, nu vrei să ai buzele mai mari. Dacă mă rezolv cu treaba aia, fă-mi riduri, deci... Fă-mă bătrân. Îți mătur în casă 20 de ani. N-am treabă. Spuneai că nu e o procedură pe care o agrezi, sunt convins și eu. E o procedură de nișă, dar una dintre multe proceduri de nișă pe care le fac. Dar dintre intervențiile pentru doamne și domnișoare, care îți e cea mai apropiată de suflet, ca să zic așa? Sau la care te bași cel mai des? Cum adică, cea mai frecventă procedură sau ce îmi place mie să fac? Pe care o faci tu cu plăcere, da. Mie îmi place să operez. Cea mai frecventă presupun că sunt... Mie îmi place să operez, îmi plac operațiile foarte mult. Și în ultimele... Nu știu, în ultimii 2 ani, cam așa, m-am axat foarte mult pe lifting-uri faciale. Îmi place să le fac, am avut și un profesor bun care m-a învățat și am rezultate foarte bune, mi-mi place tot ce ține de față, da. Inclusiv operații mari, lifting-uri faciale, ploape, tot, le fac la mine cu anestezie locală în clinică și... indiferent cât de mare procedura, persoana pleacă acasă imediat. Wow. Da, timpul de recuperare e mult mai scurt. Așa am învățat să le fac. Nu am inventat eu o tehnică, nu. Dar funcționează foarte bine și îmi place, mă pasionează decât...
alte intervenții. Care mai sunt mai simple, intervine și automatismul. Da, 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 da. O întrebare de la noi ăștia, trei băieți, că am tot discutat prin pauze pe aici de când. Cred că ne gândim la același. De ce sunt atât de multe eșecuri în zona asta? Adică de ce se strică atât de multe fizionomii inițial frumoase și de ce toate gagicile ajung să semene între ele după operațiile? Ce să zic? Multe vin din cauza faptului că mulți dintre medicii care fac, vorbim de injectări, că na, eșecuri chirurgicale, da, genul ăsta, Domnului, li nu sunt multe. Li se strâmbă buzele, cei care fac chirurgie sunt chirurgi plasticieni. Și atunci, na, majoritatea sunt buni în ceea ce fac. Exact. Și rar vezi ceva, de obicei vin din alte țări. Da, majoritatea sunt buni, dar multe dintre fetele pe care le vedem prin oraș sunt învățat, așa făcut, arată, sunt foarte ok. Și greu găsești un caz mai așa spectaculos. Majoritatea vin de la injectări. Injectări s-au făcute greșit, s-au exagerate pur și simplu, s-au injectat o față care nu are nevoie de injectare, are nevoie de altceva. Uite, luăm un exemplu, buzele, cel mai simplu și ușor exemplu. Acolo se vede cel mai rău. De multe ori sunt greși. Exact. De ce? Fiindcă, uite, o procedură foarte, foarte populară la mine în ultimul timp este liftingul de buză. Ce înseamnă acest lucru? Când ai distanța între buză și nas mai mare de un centimetru și tu vrei să o mărești, injectând în ea, în loc să se rotunjească frumos în sus cum trebuie să fie, ok? Ia începe s-o ia în față, se crească proiecția în față și se umflă pielea deasupra ei. Și se vede, e celebrul bot de rață pe care îl știm cu toții. Da. Și atunci, dacă e un medic care n-are training în chirurgie plastică, sau nici măcar nu trebuie să ai training în chirurgie plastică, dar trebuie să cunoști foarte bine multe tratamente, nu numai cel de injectare, care indiferent cât de bun ești și ce tehnică ai, dacă distanța e foarte mare, nu o să iasă bine, știi? Da. Și atunci, ori ești responsabil și trimiți întâi la plastician să-i facă treaba asta și, pe urmă, te întoarce pacienta și îi faci ce vrei tu și iese foarte frumos, dacă mai trebuie, ori o faci și se pocește, bineînțeles. Dar eu am văzut pe contul Oanei Marica pentru a vorbi, aplicat la persoane la pe iaute, care eu, o fată extrem de frumoasă și care face furor prin și face furor prin lumea categoria persoanelor care n-au nevoie de acest lucru. Exact. Dar am văzut o metodă la tine, i-ai tăiat practic aici, da, se scurtează pur și simplu distanța. Deci a tăiat distanța dintre ei, ai făcut o incizie. I-am făcut întâi, i-a avut buzele injectate cu acid hialuronic, evident, exact același lucru i s-a întâmplat și ei n-au arătat așa bine. Și atunci am topit acidul hialuronic, i-am făcut tratamentul permanent pe care îl fac eu cu micropicături de silicon. Este mult mai natural și mai frumos. Micropicături de silicon? Da, 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 e un tratament permanent pentru buze. Însă tot așa, la un moment dat, i-am spus hai să ne oprim, fiindcă începem să pățim același lucru și de data asta e și permanent. Da. Și mi se pare că e foarte ok, că arăți foarte bine. Eu încep să opresc pacienți. Eu sunt foarte conservator așa. Mie îmi plac persoanele cu fețe naturale. Nu-mi plac buze mari. Se vadă cuțitul pe față. Da. Și cu ea, nu știu, a durat un an de zile să accept să-i fac. Și am făcut o intervenție minoră și a ieșit foarte frumos. Na, că nu mi-am bătut joc de ea. Asta spun. Presupun că ești mândru de rezultat, dar n-am mai văzut, mă rog, nici n-am călărit eu sările de operații estetice, dar n-am mai văzut tehnica asta cu tăiat, sub nas. Dar tehnica destul de veche, doar nu se face, nu știu de ce. Nu se face. Sau se face. N-am văzut multe paciente făcute. Păi de asta spun, că am mai lucrat. Și uite, datorită ei au început să vină foarte multe fete care n-au nevoie să-și facă. Au venit fete care au practic nasul lipit de buză. Și noi puțin. Și mai mult. Special am dat-o pe ea exemplu, pentru că este, cred că este un exemplu pentru multe paciente care vor să se transforme. Adică este un reper la care ele se raportează. Ca orice femeie frumoasă care vrea să arate și mai bine, mult rolul nostru ca și medici, ca și chirurgi plasticieni sau medici esteticieni, fiindcă acum chirurgii plasticieni sunt poate 5% din medicii care fac injecții și alte lucruri. Nu știu dacă e bine sau rău, nu am nicio părere asupra acestui lucru, dar e important să le oprim și să le educăm, să le spunem, uite, nu-ți fă aia, că
Eu cred că nu e ok. Eu cred că trebuie să mai ne gândim un pic, poate facem altceva. Da, dar vine alt doctor care le zice: "Ei, lasă că ăla e nebun, ascultă-mă, să arată sunt doctor care se uită numai la partea bună." Da, odată, uite, la mine odată era așa într-adevăr și am avut multe paciente care s-au întors înapoi sau nu știu, le-am văzut după aia prin oraș, făcute exact cum nu trebuia. Însă turbă, da. Însă în ultimul an mi s-a și selectat un pic clientela. Nu mai vin la mine persoane care știu că eu nu se știe că eu nu fac lucruri exagerate. Nu că nu-ți spune că sunt foarte mari, nu-ți face buze enorme, ți le face naturale, tu vrei nenaturale, tu vrei altceva și atunci n-are sens să mergi la... Aș vrea să vorbim puțin de... Tu ai o poveste de viață interesantă, nu e născut pentru cei care nu știu, deși acum ești atât de celebr. Da, dar nu prea cunoaște lumea asta. Da. Nu ești născut în România, vine în Israel. Da. Și ai început, ai lucrat, mă rog, ai făcut facultate aici, ai lucrat 6 ani la Spitalul Floreasca. La Floreasca, da. Și ai început propria afacere cu un credit de 10.000 de euro la bancă. Da, nu te-a ajutat nimeni în familie. Știi că nimic. De obicei așa se întâmplă. Vin persoane din familii înstărite din de afară. Din păcate, părinții mei au decedat și n-am avut niciun sprijin. Te-ai pornit de la zero, de la zero. Da. Am lucrat la... Eu, în timpul studenției am lucrat, mai am o meserie care am avut-o din Israel. Ai avut cabinetul într-un subsol, înțeleg, așa ai început. Da. Și când am început rezidențiatul la spital, nu mai aveam din ce să mă întrețin, fiindcă nu era salariul de spital, era nimic. Corect. Și am fost în Israel, vreau să-mi îngheț rezidențiatul, un an, doi, să pot să pun niște bani deoparte acolo muncind și să mă întorc înapoi să-mi continui. Dar de ce n-ai făcut afacerea asta acolo, la tine în țară, adică? Fiindcă am făcut aici facultatea și tot așa, din punct de vedere financiar, mi-era absolut imposibil să mă întorc. A fost mai ușor să se dezvolte aici, nu? A fost întâi mai ușor să locuiesc aici, fiindcă aveam unde sta acolo, nu mai aveam pe nimeni. Și am spus, hai să încerc măcar în România. Și acolo când m-am dus să mă angajez din nou, am cunoscut un medic foarte drăguț, tânăr, care și el a studiat în România. L-am cunoscut într-un bar, bineînțeles. Ai știi, spus că îmi place să iau. Totdeauna îmi plăcea să iau. Da, știu. Și când n-aveam bani. Și întotdeauna însoțit de fete frumoase. Adică, așa sunt eu, nu? Am descoperit acum... Asta e crucea pe care trebuie să o duci, Dană. Arată bine fetele frumoase. Și i-am povestit ce fac în Israel și nu știu ce. Și mi-a spus, uite, nu fi inconștient. Nu-ți opri studiile, mai bine vii la mine la cabinet o zi, îți arăt eu să faci 2-3 injecții. Eu nu văzusem estetică în spital 6 ani, n-am făcut o intervenție estetică. Dar nu e voie. Da. În ce secție ai lucrat la... Pe secția de chirurgie plastică, chirurgie reparatorie, cu domn profesor Lasker. Cu domnul Lasker, nu? Exact. Făceam doar chirurgie... Trauma, atât, exact. Nu vedeam, nici dumnealui nu făcea în spital operația. Dar și dânsul are niște... de mașină era culmea să ieși din spital cu tot ce mare. Și dânsul are niște premiere în România, absolut faimos și extraordinar, doar că senzațional om, da. Nu aveam tangență cu partea estetică. Da, ai avut profesor, privat, nu... ai avut profesor bun încă de la început. Da. Bazele chirurgiei de la el am învățat, dar nu se injectez sau să fac e adevărat. Și am fost o zi în acel cabinet, am fost uimit de... Era un cabinet cât nu știu, cât DJ, cât standul de la DJ. Exact. Descu, cât Descu, Vică. Vedeți, contează calitatea. Aia e, da, numărimea, da. Și... Da. Erau da, da. 20 sau 30 de femei supărate într-o sală de așteptare mică. Așa erau niște tensiuni acolo, incredibile. Nici la Floreasca, la spital n-am văzut așa ceva. Și am văzut cât de ușor se pot câștiga bani în domeniu. Mi s-a părut extrem de simplu ceea ce face. Și m-am întors în România și am spus, de ce să nu fac și eu? Am făcut un credit de 10.000 de euro, se putea atunci cu buletinul. Da. În 2007. Și am găsit un demisol pe calea moșilor, pe care l-am renovat. Nu m-a costat mai mult de 4.000 de euro toată renovarea. Toată investiția, da. Singura chestie e că atunci nu existau cabinete butic de injectări și... Da. Existau doar câteva clinici de chirurgie plastică celebre. Corect. Și atât. Nu știu dacă erau 5 în toată țara sau 10, maximum. Și niciunul nu își făcea reclamă, adică nu existau machete în reviste sau ceva. Nimic. Poate
Adina Albert a mai făcut o dată. Da. Vremea aia când a deschis Kerzon. Și restul banilor am folosit pentru publicitate. Am luat publicitatea doctorului acelui, bineînțeles cu acordul lui. Am tradus-o în română, dar exact la fel, aceeași grafică și mi-am lipit poza aia pe a lui. Extraordinar. Și ăsta a fost startul și lumea a fost uimită fiindcă nu a făcut nimeni așa ceva. Să nu bănuiești un cetățean de origine un evreu că n-ar ști să nu se pricepe la marketing sau la vinde marfa, bine. A fost foarte simplu, fiindcă n-aveam încotro, adică era singurul lucru care puteam să-l fac. Și atunci am riscat, bineînțeles că mi-am făcut o grămadă de dușmani în spital și așa că eram singurul medic rezident care a îndrăznit să facă un cabinet. Dar mi se pare ca poveste pentru cei tineri care se uită acum la noi. E întruchiparea visului american în România, adică să pleci de la zero dintr-un demisol și să ajungi milionar prin muncă. Da, da. Adică nu prin devalizat bănci sau mai știu eu. Da, cu dând 10.000 de euro. Poți fi un exemplu? Puțin, adică nu știu dacă se mai poate repeta în zilele noastre acum. Nu cu 10.000, cu 20.000 poate. Nu mai există. Acum s-a specializat tot. Nici nu mai aduce nimic. Social media. Piața e destul de saturată, adică tu ai beneficiat de monopol. Da, am beneficiat de începuturile. Iar am avut un semi-monopol, să zic. Semi-monopol, clar. S-a mers în mare fel, dar e mult mai greu pentru un medic care este, nu vorbesc de stomatologi, care pentru ei e foarte ușor să încep să faci injectări și alte lucruri, fiindcă ei și-au terminat 6 ani de facultate, au cabinet deja, au loc unde să-și desfășoare activitatea și mai au un pacient și încetul cu încetul își fac și partea asta o dezvoltă. Un medic care iese din spital, din specialitate, după 12 ani de studii și fără niciun venit, aproape, sunt venituri micuțe, n-are fonduri decât dacă familia l-ajută. Corect, dacă are din spate. Și chiar dacă are fonduri, cum să înceapă? Adică de unde pacienți? Că nu poți să iei de la spitalul Florea ca pacient să le faci buze.